Această idee menită să protejeze Dunăre au plecat și cei din echipa Let's Do It Danube, care vor organiza o serie de activități în care vor fi implicați elevii din școlile giurduvene. Tot în luna mai va demara și campania de informare a populației asupra riscurilor poluării apei. Proiectul Let's Do It Danube presupune două aspecte. O ecologizare de ziua Dunării pe 29 iunie, dar și o componentă și mai importantă, educația ecologică, care are loc în cadrul școlilor din județul Giurgiu. Începând cu săptămâna viitoare, echipa județeană Let's Do It Danube pornește o caravană care începe de la Găujani până la Greaca, în toate localitățile riverane Dunării. Așadar, pentru a fi susținuți de autoritățile locale, iar informația să ajungă astfel cât mai repede la punctul țintă, respectiv la elevi, cei din echipa Let's Do It Danube s-au gândit să îi alăture în inițiativa lor și pe primarii din localitățile giurgiuvene. În acest sens au fost încheiate parteneriate atât cu instituția prefectului, cât și cu primăria Giurgiu, dar și cu instituțiile care se ocupă de protejarea mediului. Este o acțiune continuă, apogeul va fi pe 29 și pentru că se apropie data limită, începem să semnăm aceste acorduri de parteneriat. Primul, doamnele de la Let's Do It au vrut ca primul acord să fie cel cu prefectura. Până la acest moment s-au încheiat parteneriate cu Apele Românești, Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu, cu Inspectoratul Școlar Județean, dar și cu Primăria Municipiului Giurgiu. Asta semnează cu Prefectura Giurgiu, iar mâine vom avea de ziua climei cu instituțiile cu atribuții în domeniul mediului, Garda de Mediu Giurgiu, APM, Rom Silva și cel mai important, ISU Vlașca.